Moldova scoate din rezerva de stat 16.500 de tone de păcură pentru ca termoelectrica să poată funcționa. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Andrei Spânu în cadrul unei conferințe de presă, care a precizat că decizia va fi luată la ședința de vineri a guvernului. Mai mult ca atât, după o serie de vizite privind soluționarea crizei energetice, autoritățile responsabile de negocierea unui nou contract cu Gazprom, care expiră în 10 zile, vor efectua noi vizite. Astfel, ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care a revenit recent din Polonia, va pleca joi la Moscova, împreună cu vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski, pentru a discuta despre livrarea gazului natural. În cadrul unei conferințe de presă organizate în comun cu ministrul afacerilor externe Nicu Popescu, Andrei Spânu a vorbit despre vizita întreprinsă în Polonia. Potrivit oficialului, autoritățile de la Varșovia analizează capacitățile de a exporta gaz în Republica Moldova. Totuși, Spânu nu a putut oferi detalii despre cantitatea care ar putea fi importată din Polonia și la ce preț. Ministrul infrastructurii a mai declarat că nu există riscuri pentru pornirea sezonului de încălzire. Cu toate acestea, el a recunoscut că în rețeaua de gaze din nordul țării presiunea este mică. Asta în condițiile în care primăria din Bălți, precum și conducerea CET Nord, au anunțat marți că nu pot conecta noi consumatori la agentul termic din cauza reducerii cantității de gaz natural necesar pentru producerea căldurii. Spânu a reiterat că optează pentru prelungirea contractului actual cu Gazprom în condițiile anului trecut.